Este bombardat de cel mai puternic val de radiații din ultimii 7 ani. Devine este o explozie solară, iar atmosfera este singurul scut al planetei. Din păcate, nu ne poate proteja complet. And it can release a billion megatons of TNT energy. And guess where it's headed for? Us. NASA a surprins exact momentul celei mai recente explozii solare, una extrem de puternică, de nivelul 3 din 5 posibile. Practic, Pământul este bombardat de particule magnetice, iar experții avertizează că avem motive de îngrijorare. The atmosphere and magnetic field will protect us from the radiation, but there could be some other events that happen, such as affecting our GPS, affecting communications. There may be a fact that the airplanes going up over the pole may have to do a little bit of deviation. O călătorie pe la poli poate iradia pasagerii și personalul din avioane cam la fel de mult ca o serie de radiografii la plămâni. Din fericire, efectele furtunii se vor resimți doar până mâine. Există și o parte frumoasă a fenomenului, aurora boreală, pe care nord-europenii și asiaticii o vor putea admira în această seară.